Salut și bine ai revenit! În clipul de astăzi vreau să te învăț cum să nu-ți iei țeapă cu încărcător Apple de pe Mag. Povestea este destul de simplă, în urmă cu ceva timp am vrut să-mi cumpăr un încărcător pentru Apple Watch, am intrat pe Mag și cum scrollam eu așa prin marea de variante, nu am găsit nici măcar unul original. Sau hai să nu fiu atât de rău, în marea de fake-uri, abia dacă îți poți da seama care este varianta originală, pentru că sunt foarte multe fake-uri. Majoritatea sunt deghizate în originale, adică nu scrie clar că este un produs care imită originalul, un produs fake, un produs copie unul la unul, nu. La multe dintre ele chiar scrie în nesimțire original, deși se vede din China că sunt fake-uri și nu mă înțelege greșit. Am mai spus chestia asta și în rubrica mea cu fake versus original, nu am nicio problemă cu fake-urile, fiecare cumpără ce vrea, atâta timp cât știe ce cumpără. Pentru că foarte mulți oameni cumpără acele produse, în anunț cred că sunt originale, le cumpără, se strică după 2 luni și se întreabă de ce se strică un produs original atât de repede? De ce am dat banii pe un produs original care se strică foarte repede? Și de aici intervine problema. Nu că își cumpără oamenii fake-uri, fiecare cumpără ce vrea, e problema lor. Bun, pe această idee m-am gândit să facem în felul următor. Voi comanda câteva variante de pe Mag, care spun ei că sunt originale, le aducem frumos acasă, le comparăm cu modelul original și vedem dacă sunt sau nu originale. Bun. Hai să începem. Intrăm frumos pe aplicația Mag. O să dai un screening recording ca să vedeți și voi ceea ce fac eu la mine pe ecran. Și am început. Intrăm frumos pe aplicația Mag și scriem încărcător Apple. Și o să pun și câteva filtre să fiu sigur că mi-arată doar produsele pe care le caut eu. Și hai să vedem, brand, vreau să fie Apple, să fie brand Apple și brand compatibil Apple. Și dăm aplic. Și hai să vedem, primul anunț, deja îmi ridic așa un semn de întrebare, eu nu știu să existe acest banner, adică eu nu știu ca Apple să vândă original această combinație de încărcător plus cablu și vedem că ar fi varianta de 18W, eu vreau varianta de 20W, ok. Review-urile sunt mare parte bune, ceea ce mă surprinde, adică foarte bun, calitate, preț, nota 10, încărcător ok. Și hai să vedem descrierea, să vedem dacă îi spun. Nu altă ofertă, vreau să văd descrierea. Aici scrie original Apple cu semnul exclamării, deci ei susțin că ar fi un produs original. Și dacă ne uităm aici sus, vedem chiar că este integrat acest anunț în cornerul dedicat Apple. Vezi toate produsele și aici ne duce la produsul Apple Shop și este un produs fake. Ok. Și o să vă mai arăt o poză cu acest produs, am salvat eu pe undeva, spre sufletul sau am salvat pe aici pe undeva, în care se vede și interiorul pachetului și se vede clar că este vorba despre un fake, este un plastic din ăla ordinar, că Apple nu vinde așa ceva niciodată. Să văd dacă găsesc eu anunțul ăla, dacă nu o să vă pun pe ecran pe undeva, dar știu sigur că l-am văzut și mi-a atras atenția și m-a convins odată în plus că acel bundle este un fake. În fine. Revenind, hai să vedem ce variante mai avem aici. Am pus eu la favorite câteva care mi s-au părut mie că ar fi ce trebuie. Scrie aici frumos, aici scrie compatibil, dar hai să vedem descrierea. În descriere spune așa, încărcător original. Descrie în descriere că este original, numărul seriei se poate verifica cu laptopul. Deci este original, este Foxconn. Poate fi o variantă din asta de la fabrică și de-aia o fi mai ieftin, deși mi-e greu să cred. Ok, o să le adaug pe ăsta în coș. Ok, avem și acest bundle, care de asemenea set încărcător Apple, cablu, nu știu ce, să vedem descrierea. Ok, tot, de asemenea scrie original cu litere mari, mai puternic ca niciodată, original, vine cu putere de 20W, deci ăsta susține că ar fi original. Repet, poate o fi o variantă din aia în care, nu știu, o fi de la fabrică, deși mi-e greu să cred. Că poate să fie atât de ieftin. Ok, le adăugăm și pe ăsta în coș. Și ce vreau să vă mai spun, un lucru pe care eu îl fac destul de des în momentul în care nu sunt neapărat sigur de un produs, verific vânzătorul să văd, bă, cine vinde acest produs, cu ce se ocupă, ce alte produse mai vinde, ce rating are și așa mai departe. Și vedem că acesta este vândut de MC Technology și când intrăm aici vedem că de fapt denumirea companiei este Loudi Shengjing Mao Zhongjing. Cred că ne-am convins, da, despre ce e vorba. Vedem că reședința fiscală este mal, nu-i din naiba să știe unde, au 4,3 stele, un rating destul de bun pentru un vânzător. Dar eu m-am convins după ambalaj, dar mai ales după cine vinde produsul. Ok, am adăugat acel band, hai să vedem acesta. Încărcător priză Apple, de asemenea este inclus în cornerul Apple Shop, ceea ce mi se pare de asemenea strigătorul la cel că sunt incluse fake-uri. Ăsta spune de asemenea
cărcătură rețea compatibilă, asta nu spune neapărat că ar fi original, adică se țin cu o de după Cireș, așa, nu scrie, băi, dacă le faci o reclamație, îi zic, bă, dar nu scrie chiar că e original, scrie doar că e compatibil, adică nu e original, știi? Ok, să zicem, deși minciunea prin omisiune se numește tot minciune, adică nu e mai puțin minciună că nu... Încărcător fast charge compatibil. Ok, descriere. De asemenea, nici aici nu scrie că ar fi original. Eu vreau, v-am spus, să găsesc unul în care se scrie așa, nesimțire originală. Uite, asta e și pachet, are și încărcător de mașină și este atât de ieftin. Foarte tare, bravo, băieți. Uite, de exemplu, acest bundle. Eu n-am văzut niciodată așa ceva. Apple să vândă o astfel de cutie în care să fie și încărcător și cablu de date cu iPhone X pe ea. Nu știu, se vândă Apple așa ceva, n-am văzut niciodată. Dacă voi știți, spuneți-mi și mie. Vreau să-l văd dacă îl găsesc pe ăla pe care văzusem la un moment dat. Ia să vedem aici. Nici ăsta, tot așa, bundle-ul ăsta de cu încărcătorul de 5W. Ideea e că v-am zis, găsisem unul din ăsta. Da, uite, ăsta, perfect. Ia uitați aici. Este aceeași combinație, doar că aici avem încărcător de 20W, nu varianta de 800W. Vedeți? Ce e aici? Plasticul ăsta ordinar nu o să vedeți niciodată la Apple așa ceva, adică Apple nu vinde niciun accesoriu într-un plastic din ăsta ordinar. Ăsta ar trebui să fie încă un semn de alarmă, dacă să zicem poate v-a păcălit titlul, prețul, orice vezi voi, ăsta trebuie să vă dea clar un semnal de alarmă că ceva nu e în regulă. Acest ambalaj de plastic, nu, clar, Apple nu vinde așa ceva. Din descriere ce aflăm? Că... scrie în ambalaj original. Un alt fel de minciune, nu scrie că ar fi original. Produsul este ambalajul original. Și da, este în ambalajul original, dar nu în ambalajul original Apple. Da, frumoasă combinație. Da, așa cum vă spuneam, este o mare de astfel de produse. Și este greu să-ți dai seama sau să vezi care ar putea fi varianta originală. Ăsta, de exemplu, după preț, se zice că ar putea fi original. 142 de lei Pro, tot așa în cornerul Apple, adaptor, Lightning este inclus, deci ăsta vine cu încărcătorul inclus la 142 de lei, da, sigur, deci este foarte original cu siguranță. Să vedem ce zic review-urile, de exemplu. Un produs, de fapt chiar două, ambalat excelent, calitate, nivel top, nu s-au încins deloc, pachetul conține un bridge și un cablu, recomand sellerul. Da, nu știu, mi se pare foarte ciudat, mai salvasem eu aici la favorită unul pe care vreau să-l comand. Uite ăsta, de exemplu, și ăsta se vrea a fi original, compatibil cu iPhone 12, retail box, bla bla bla, hai să vedem ce am adăugat eu ăsta și cu ăsta în cutie, ok, înseamnă că ar trebui să-l mai vedem pe ăsta. Deci avem acest set frumos, set încărcător Apple USB-C, viața e frumoasă, în descriere scrie frumos original cu litere mari, dacă ăsta cred că l-am adăugat deja în cost ăsta și mai avem unul pe care nu l-am adăugat eu în cost, că am selectat niște variante, măi, uite ăsta. Da, ăsta la 59 de lei, care scrie foarte frumos și aici, încărcător, oferă încărcare rapidă, birou și așa mai departe, are review-uri bune, am să-l comandăm pe ăsta. Bun, cam astea ar fi variantele pe care eu le-am comandat, o să vă las și link în descriere cu produsele pe care eu le-am comandat. Câteva zile mai târziu am primit toate încărcătoarele, sunt sigilate așa cum le-am primit de la curier și în momentul în care vom face unboxing o să pun poză cu pachetul și un print screen din aplicație să se vadă clar că vă prezint ceea ce am comandat și că nu vreau să induc pe cineva în eroare. Și zic să începem cu pachetul care promite și încărcător și cablu de date la 99 de lei. Hai să vedem. Bun, acesta promite pentru 99 de lei și cablu de date și încărcător ambele originale. Vom vedea imediat dacă este sau nu așa. Am pentru comparativ și un încărcător original de Apple. Acesta este luat de la iStyle și știu cu siguranță că este unul original. Folosim cuțitul din dotare și hai să vedem cum se prezintă pachetul. Ok. Avem încărcător și cablu separat. Bun, și hai să vedem. În primul rând, vedem deja o diferență de nuanță și de text. Textul pe cel original este mult mai mare și cutia este un pic parcă o idee gri, așa, nu este alb complet. Încărcătorul este mult mai vizibil, adică toate detaliile sunt mult mai vizibile pe cel original față de cel fake. Ok, de asemenea avem câteva diferențe la nuanțe. Când vine vorba de print, avem aici un logo mai mic. Iar în partea de jos, ok, deci acesta este cel original, sus avem original, jos fake. Există diferențe destul de importante când vine vorba de aceste printuri și aceste texte de pe aici. Ok, dar hai să vedem încărcătorul. Vedem că avem același tip de sigiliu.
și încărcătorul. Și hai să scoatem și tot ce avem în ambele pachete. Ok. Aici avem ceva mai multe cărțulii. În cel original avem, în cel fake avem doar asta, aici avem așa. Ok, în chineză și în ceva corean, habar n-am ce este chestia asta. Iar aici avem ceva mai multe informații, în mai multe limbi, plus încă o hârtiuță. Deci deja vedem o diferență. Acesta este cel, ok, cel fake, acesta este cel original. Ambele vin în același, aceeași hârtie cerată, ca să zic așa, deci acesta este cel, deja l-am încurcat. Bun. Acesta este cel original. Iar acesta este cel fake. Ok. Hai să vedem ce alte diferențe găsim. Acesta este cel original, deja niște zgrieturi, că a fost destul de folosit. Acesta nu are, deci da. În partea de jos nu văd să existe diferențe, doar ceva legat așa un pic de print. Aici avem un print ceva mai mare, aici este ceva mai mic printul. Și ceva diferențe tot așa, atât aici mai mic sau mai mare. În rest nu văd. Ok, acesta este deja ciobit, lovit și este mult mai ușor decât cel original. Adică cel fake este mult mai ușor decât cel original. În rest nu văd alte diferențe. Ok. Și hai să vedem și cablul de date, care este destul de ușor. Cutia asta este destul de ușoară. Da. Avem aici niște hârtii destul de simple și cablul de date care vine așa, este deja murdar, nu știu ce are pe el și na, hai să, o să aduc imediat cam și un cablu original. Aceasta este o cutie pentru un cablu original, de asemenea vedem diferența la print, adică vedem că aici este printul mult mai clar, aici este oarecum pixelat, tot printul este mult mai pixelat pe cel fake față de cel original. Pe spate la fel avem un cu totul alt print, iar în partea de jos la fel avem o diferență între aceste înscrisuri. Mie cel puțin acest pachet îmi spune clar că este vorba despre unul fake. Vedeți, avem acest desen foarte, foarte pixelat, nu avem niciun fel de detalii, nu se vede așa cum trebuie, cum se vede pe cel original, perfect din toate punctele de vedere. Iar în pachetul original, cablul vine în acest carton plus hârtiuțele, să vedem, nu mai știu care au, acestea erau hârtiuțele pentru cablu, vedem o diferență clară între acestea și da, din punctul meu de vedere este clar, situația asta este un fake, atât ca încărcătorul, că așa cum spuneam, vine într-un pachet destul de ciudat și avem diferențe și la print și la calitatea materialului, asta este mult mai ușor, asta vine deja lovit aici într-o parte din pachet. Și avem unele diferențe când vine vorba de aceste printuri, dar v-am spus, din punctul meu de vedere, cutia este cea care ne spune clar că avem parte de un fake. Nu avem aceeași calitate a printului și cu siguranță nu este unul original. Zic acum să trecem la cele de 59 de lei, deși prețul nu prea-mi dă speranțe, deși descrierea promite că ar fi originale, dar hai să vedem. Acestea două au costat 59 de lei fiecare și vedeți unul este de la EMAG Pro Smart Design și unul de la MAG Genius SRL. Și am păstrat și cel fake desfăcut un pic mai devreme, l-am analizat un pic mai bine și am observat mai multe probleme. De exemplu, este lovit aici, se vede destul de urât lovitura asta, sunt niște zgrieturi pe aici. Textul este mult, mult mai vizibil pe cel original, deși este foarte, foarte mic, textul este destul de clar printat față de aici, unde abia dacă se înțelege ceva. Și hai să vedem cum se prezintă acestea două la 59 de lei. Nu știu cum să-l desfac eu mai bine. Ok, primul și cel de-al doilea, să lăsăm palma asta albă deoparte. Ok, și deja vedem diferențe chiar și între ele, adică există diferențe chiar și între cele două fake-uri, nu mai vorbim de cel original. Primul lucru la fel, avem nuanțe diferite ale încărcătorului, aici este ceva mai gălbuie, aici ceva mai gri, de asemenea pe niciun dintre acestea două nu sunt destul de clare detalii, adică se vede. Aici se văd toate liniile, toate umbrele, este foarte în detaliu încărcătorul, aici nu avem aceeași chestie și chestia asta de prindere este ceva mai mare, dar nu cred că este neapărat relevant. La fel și aici detaliile nu sunt destul de clare. Acesta, de exemplu, vine fără acest text în partea de jos, în timp ce acesta are acest text aici. Iar pe spate, acesta este cel original, primul este original, acestea sunt ambele fake-uri.
Ok, nu avem diferență neapărat. Aici este cu textul foarte blurry așa. Dacă observați voi, este foarte blurry textul aici și față de al doilea fake. Foarte blurry, în rest printul este cam așa, dar pe total printul este foarte blurry pe cel fake. Așa cum spuneam, aici nu avem niciun text, în rest arată la fel. Și hai să vedem, original, două fake-uri. Ok. Bun, de asemenea avem doar o singură cărțulie. Față de așa cum v-am spus un pic mai devreme, aici avem două manuale de utilizare. Aici avem doar un singur manual de utilizare. Aici. Hai să vedem. Tot așa, încărcătorul și un singur manual de utilizare, ceva mai consistent de data aceasta. Vedeți? O idee mai mic și calitatea cărții este un pic diferită, dar nu e ceva atât de important. Doar că îți poate spune, dar îți dai seama de chestia asta doar dacă ai în față unul original și unul fake, ca să-ți poți da seama de aceste diferențe, altfel n-ai avea cum să le realizezi dacă nu cunoști atât de bine ambalajele, deci de asemenea fake. Bun, de cutii nu mai avem nevoie, le-am cumpărat, știm deja că sunt destul de diferite și hai să vedem încărcătoarele. Ok, 1, 2. Ok, acesta este cel mai slab, vedem clar că nu avem nici logo-ul Apple și textul este total diferit și este extrem de mic, adică nu știu dacă cineva poate să citească ceva de aici, o să vă las eu o poză mai de aproape, poate voi reuși să citiți, eu nu pot să văd, ce puțin din poziția asta, nu pot să văd nimic aici, deci clar, aceasta este o copie mult mai slabă față de acest fake, aici care avem toate trei fake-urile, plus un original, primul original, toate trei fake-urile. Ok, să zicem că acesta are măcar logo-ul Apple în partea de sus, și imită într-o oarecare măsură toate textele de aici, doar că de asemenea și aici textul este foarte, foarte neclar, că nu poate fi citit, nu poți să citești ce scrie aici, față de cel original în care se poate citi textul de aici, este foarte bine printat. În rest, de asemenea, împachetat, de exemplu acesta, așa cum spuneam, este un fake ceva mai de calitate mult mai slabă, nu avem nici măcar acest sigiliu aici împachetat. Ok. Bun. Trebuie să facem și acest. Ok. În rest, acestea, din punct de vedere al greutății, cele fake, mi se pare că au cam aceeași greutate. Cele originale mi se pare o idee mai greu, dar nu ceva sesizabil. Din punct de vedere al culorilor, par destul de asemănătoare, adică nu văd diferențe de nuanțe între cel original și cel fake. De asemenea, nici la acesta nu văd. Acestea față de primul pe care l-am încercat, să zicem că sunt mai ok, nu sunt atât de lovite și atât de scriate, dar, așa cum spuneam, ăsta clar ar trebui să-ți dea de gândit că nu este un original pentru că nu are acest logo Apple și așa că are o chestie destul de ciudată, efectiv tremură tot încărcătorul, se aude așa ca un sunet de arc. Acesta este destul de stabil, nu se întâmplă nimic cu el, nu cade niciun zgomot acesta. Așa că vă puteți da seama, dar scoate ca un sunet așa, ca și cum ar avea un arc în interior și se mișcă acel arc. Exact aceeași senzație și aceleași sunete, acesta este ceva mai robust, acesta la fel, da, acesta este de cea mai proastă calitate, este cel mai prost fake pe care l-am încercat până acum, dar și acestea, așa cum spuneam, au semnele clare ale unor fake-uri. Așadar, asta nu înseamnă că toate produsele de pe Emax sunt fake, ci mai degrabă că ar trebui să fii un pic mai atent la ceea ce cumperi. Restul concluziilor te las pe tine să le tragi. Cum am mai spus, eu nu am o problemă cu produsele fake, iar scopul acestui clip nu este nici să te încurajeze să le cumperi, nici să le eviți, ci să te ajute să știi mai bine ce cumperi. Dacă ai anumite dubii în legătură cu un produs, primul lucru pe care îl poți face este să te interesezi în legătură cu magazinul respectiv, dacă este unul despre care nu știi prea multe detalii. Există forumuri și site-uri dedicate cu review-uri despre anumite site-uri cu păreri ale oamenilor care au cumpărat și cu experiențele lor. În al doilea rând, cel mai important este prețul, indiferent de produs. Dacă prețul este cu mult mai mic decât media lui, indiferent de produsul despre care este vorba, ar trebui să spui un semn de întrebare. Dacă nu este resigilat sau nu este, nu știu, vreo promoție anume, ceva clar nu este în regulă. Dacă peste tot acel produs costă, nu știu, să zicem între 100 și 200 de lei, iar tu îl găsești la 50 de lei, fără să fie vreo promoție sau resigilat, cu siguranță ceva nu este bine și ar trebui să faci un pic de research. Știi vorba aia, dacă este
este prea frumos să fie adevărat, cel mai probabil nu este adevărat. Ideea nu este să nu cumperi fake, dacă asta vrei, ci să știi clar ceea ce cumperi, un fake sau un produs original. Problema și motivul pentru care te încurajezi să te ferești de produsele fake, mai ales dacă vorbim de încărcătoare, indiferent de brand, este siguranța ta. Pentru a fi mult mai ieftine, de cele mai multe ori se fac anumite sacrificii când vine vorba de calitatea produsului și nu vorbesc doar de materiale, ci mai ales de sistemele de siguranță. Încărcătoarele originale vin cu anumite sisteme de siguranță menite să-ți protejeze produsul, dar și instalația în cazul unor probleme și să oferă o funcționare corectă. Un încărcător fake, care vine cu componente rudimentare, îți poate strica dispozitivul, se poate supraîncălzi și chiar poate lua foc. Așa că, pentru siguranța ta, mai bine te ferești de ele. Te încurajezi mai degrabă să alegi dispozitive de la alți producători, cum ar fi, de exemplu, Anker. Acestea au prețuri mult mai bune decât cele originale Apple, dar vin cu toate sistemele de siguranță și nu riști ca dispozitivul tău să fie stricat. Iar în cazul unor probleme, fiind o firmă cunoscută, poți rezolva într-un fel sau altul eventualele probleme. Așadar, sper din suflet că ți-a plăcut, dar mai ales că ți-a fost de ajutor. Dacă da, nu uita de like, share și subscribe, aprinde clopoțelul pentru a fi notificat atunci când postez un clip nou și hai să lăsăm cât un comentariu de fiecare să facem și algoritmul fericit și pe mine. Pe Instagram mă găsești cu No Hard Feelings cu V în loc de A, ai ca de obicei pe ecran și link în descriere, iar până data viitoare să vă fie bine!